Primăria Râmnicu Vâlcea a primit 5 milioane de lei de la Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației pentru construirea de locuințe sociale. Este vorba despre o primă tranșă de bani pentru ridicarea a 5 blocuri cu 75 de apartamente și 45 de garsoniere în zona Ostroveni Sud. Valoarea totală a investiției depășește 26 de milioane de lei, inclusiv TVA, iar această primă tranșă de bani va fi suplimentată în funcție de ritmul de execuție al lucrării. Ministerul Dezvoltării asigură integral ridicarea celor cinci blocuri în responsabilitatea primăriei Râmnicu-Vâlcea, intrând doar amenajările exterioare, racordul la rețelele de utilități, iluminatul public, amenajarea de alei de acces și spații verzi, precum și a unui loc de joacă. Durata de execuție a lucrărilor este de 30 de luni.